Carol I a României, principe de Hohenzollern. În cei 48 de ani ai domniei sale, Carol I a obținut independența țării, a redresat economia cu o serie de instituții specifice statului modern și a pus bazele unei dinastii. După războiul rusoturc 1877-1878, România a câștigat Dobrogea, iar Carol a dispus ridicarea podului peste Dunăre, care să lege noua provincie de restul țării. Carol s-a născut în Principatul Hohenzoller ca prinț Carl von Hohenzoller. Era cel de-al doilea fiu al prințului, Carl Anton, și al soției sale, Principesa Iosefin. După finalizarea studiilor, a fost numit locotenent, secund în suita unui regiment de artilerie. În 1866 a fost înaintat la gradul de capitan. Regele Carol I era permanent preocupat de prestigiul dinastiei pe care o fondase când a fost ales principea României, Carol I nu era căsătorit și, conform Constituției Române, aprobate de el însuși, nu avea voie să căsătorească cu o femeie de origine română, căsătorindu-se astfel cu Elisabeta de Neuid la 3 noiembrie 1869. Soția sa, regina Elisabeta, îl caracteriza ca o persoană care își poartă coroana și în somn. Era foarte meticulos și încerca să-și impună stilul fiecarei persoane care îl înconjura. Domnia îndelugată a lui Carol a ajutat dezvoltarea rapidă a statului. Frământările sale sufletești din timpul vieții au dus la sfârșitul domniei sale, murind subit la Sinaia la data de 10 octombrie 1914. Domnia lui Carol I a început de fapt în aprilie 1866, odată cu intrarea sa în țară, proclamat domnitor a României în ziua de 10 mai 1866.